Deși s-a publicat noul contract cadru de sănătate în Monitorul Oficial, protestele medicilor de familie referitoare la prevederile noului act normativ au determinat conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate să ia decizia prelungirii actelor adiționale la vechiul contract până în luna iulie. În acest sens, dimineața am vorbit cu un medic de familie care este în conducerea Asociației Profesionale a Medicilor de Familie, filiala Neamț. Și chiar i-am spus că a apărut hotărârea de guvern care prelungește contractul cadru care avem în acest moment și nu mi-a spus nimic în acest sens. Deci urmează, probabil, în perioada următoare să fie stabilite calendare de negocieri cu forurile competente. Medicii de familie au depus o petiție la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, dar mare parte din revendicările acestora țin de forurile ierarhice superioare și de aspecte de ordin legislativ care exced prerogativelor caselor județene de sănătate. Noi astăzi vom face acte adiționale de prelungire, pentru că am avut până la 31 martie. De astăzi, da. Pentru că sunt valabile începând de mâine, trebuie să le introducem în sistem pentru prelungire, să le generăm în sistemul informatic. Și nu am nicio informație. Sigur că dumneavoastră au făcut o petiție care ne-a fost prezentată și nouă, și la nivel național, la Casa Națională, respectiv Ministerul Sănătății, la care le-am răspuns punctual, în măsura, în limita competenței noastre, pentru că au fost revendicate aspecte de ordin legislativ care excep competenței noastre, iar alte puncte care au fost sesizate în acea petiție vizau transparența decizională la modul de utilizare a fondurilor, de alocare a fondurilor. Ori noi avem, dacă știți, pe site-ul propriu, la informații publice, există postat lunar situația de conturilor pe domeniul de asistență medicală. Deci noi prezentăm acolo toate plățile pe care le-am făcut pentru fiecare furnizor cu care avem contract. Clauzele viitorului contract cadru trebuie negociate la nivel național. În conformitate cu Ordinul 124 din 2004, medicii de familie sunt considerați persoane fizice autorizate, motiv pentru care nu pot fi retribuiți decât în raport cu prevederile contractului cadru și veniturile acestora sunt limitate la maxim 20 de consultații zilnice. Contractul cadru este o hotărâre de guvern care reglementează condițiile de acordare a asistenței medicale. Clauzele care sunt acolo, sunt menționate pe fiecare domeniu, sunt negociate la nivel național, except competenței noastre. Au revendicat dumnealor la un moment dat și probleme legate de creșteri salariale. Dumnealor au altă formă de organizare, funcționează după ordonanța 124 din 2008, sunt cabinete medicale individuale, persoane fizice autorizate și sigur că nu primesc de la noi salarii. Deci noi decontăm servicii medicale pe care dumnealor le prestează. Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a postat pe site-ul acesteia decizia Casei Naționale de Sănătate de prelungire a actelor adiționale la vechiul contract cadru. Noi am postat astăzi o informare, o atenționare pe site, prin care le-am prezentat actele normative care prelungesc contractul cadru valabil. Și că vom, pentru perioada 1 aprilie 30 iunie, vom încheia acte adiționale. Acte adiționale care se generează începând de astăzi. Și îi vom invita să le semneze începând de mâine. Probabil vom face un calendar pe fiecare domeniu de asistență medicală. Odată generate în sistem aceste acte, sigur că le permite fiecărui furnizor să presteze activitate medicală. În sensul de a elibera acte medicale necesare fiecărui asigurat care se prezintă la cabinet. Important este să le generăm în sistem, pentru că dacă nu sunt generate, nu pot fi prestate servicii medicale care, după cum știți, se efectuează online. Și în cazul în care nu funcționează sistemul, 72 de ore trebuie să le întoarce în sistem. În perioada următoare, la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, se va stabili un calendar al negocierilor noului contract cadru cu toți furnizorii de servicii, în așa fel încât la 1 iulie să se poată încheia noul contract cadru de sănătate. Medicii de familie sunt total nemulțumiți de faptul că veniturile acestora s-au diminuat anul acesta de la 6,5% din Fondul Național de Asigurări de Sănătate la 5,8%, în condițiile în care prețul utilităților s-a majorat. Veniturile personalului angajat la fel. Taxele și impozitele grevează și ele bugetul medicinii de familie. Și în cursul zilei de 4 aprilie, medicii de familie au continuat protestele față de prevederile de restricționare a posibilităților de câștig salarial.